Conferința regională a fost a șasea dintr-o serie care are rolul de a prezenta și dezbate subiecte privind implementarea eficientă a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală și a avut loc la Teatrul Municipal Baia Mare. Câteva sute de persoane au fost interesate de evenimentul găzduit de municipiul nostru. Nu numai localizarea și situarea în centru, cumva, a regiunii de nord-vest, ci și faptul că prin PNDR, prin Planul Național de Dezvoltare Rurală, se aplică măsuri atât prin APIA cât și prin AFIR. În ceea ce privește plățile care se efectuează prin APIA, 35% din ele sunt finanțate din Fondul European de Dezvoltare Rurală. Un număr foarte mare de beneficiari, peste 20.000 de fermieri din 34.800, beneficiază de aceste măsuri. La evenimentul de astăzi au participat fermieri, reprezentanți ai grupurilor de acțiune locală, beneficiari ai PNDR, consultanți, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, a căror activitate este legată de agricultură, toți din regiunea de Nord. Aceste conferințe sunt, în primul rând, cu un rol de mobilizare. De mobilizare a fermierilor, a beneficiarilor, de cunoaștere a măsurilor și schemelor care se practică, precum și un imbold în a evalua posibilitățile de asociere, de organizare, pentru a obține mai facil și mai eficient și cu consecințe favorabile fonduri europene. Ne propunem să conștientizăm importanța asocierii, element foarte important și prin programul de guvernare. Pentru competitivitatea unor exploatații agricole este nevoie de asociere, mai ales pentru fermele de dimensiuni mici și medii, și acesta este, să spunem așa, un element esențial pentru evenimentul de astăzi. Acest element este foarte important și din perspectiva zonei montane, pentru că acolo unde exploatațiile nu pot să ajungă la dimensiuni foarte mari, mai ales pe partea de exploatații vegetale, din cauza condițiilor de relief, cu siguranță asocierea reprezintă o soluție pentru competitivitatea acestor exploatații. Tot astăzi au fost abordate și elemente ce țin de viitorul politicii agricole comune a Uniunii Europene. Deși a fost anunțată participarea la conferința regională a secretarului de stat în Ministerul Agriculturii, Alexandru Potor, acesta nu a mai ajuns la evenimentul din Baia Mare.